Pe drumul forestier Lerești-Bughea, care traversează o zonă împădurită, ies camioanele încărcate cu lemn din exploatația din nordul Argeșului. Temperaturile ridicate au făcut ca zăpada să se topească, iar drumul s-a transformat într-o capcană atât pentru mașini cât și pentru oameni. Camionul încărcat cu lemn mai avea de parcurs câteva sute de metri până la drumul principal, când în zona Pojorâta, mastodontul s-a răsturnat pe dreapta și s-a rostogolit. Lemnele s-au împrăștiat, iar mașina s-a oprit lângă lacul de la uzina electrică. S-a dat la vale pământul. S-a mâiat pământul. Da, domnule. Tu unde erai? Eu am dus, s-a trebuit la piața era. Păi jos erai? Da, domnule, acum s-a mână. Șoferul a fost scos de săten din mașină după ce aceștia au folosit topoarele ca să desfacă toată cabina. Localnicii spun că e periculoasă traversarea, mai ales când plouă. Asta e periculos, foarte periculos aici la noi. Casa aia mare de acolo de sus a plecat cu totul, cu pădure, cu tot. Am văzut mașina când s-a răsturnat. Da. Și șoferul? Și șoferul l-a scos, toți rudarii noștri l-a scos. Noroc cu ei! Noroc cu ei, ar lua toporlii de la scos din cabină. A avut loc un eveniment rutier în care a fost implicat o auto specializată încărcată cu material lemnos. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a unei persoane care a fost transportată la Spitalul Municipal Câmpulu în vederea acordării de îngrijiri medicale, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culte. Nu e pentru prima dată când se întâmplă astfel de incidente în zonă. Cu toate acestea, malurile nici nu au fost întărite, iar despre semne de avertizare nici vorbă.